Лезя. Vă nevoie, doamna Eva. Doamna Eva, eu mă numesc Ana. Sunt de la compania Surprize la domiciliu. Noi pentru dumneavoastră avem o mică atenție. Țineți chețelul. Așa. Sticla cu martini. Și torta. Așa. Vă dați seama din partea cui poți fi surprins? Eu am mesaj pentru dumneavoastră. Haideți să dăm citire și de mesaj vom afla. Dragă mamă, poate nu ți-am spus până acum, dar am fost mereu foarte mândru de tine, de tot ce ești și mai ales de tot ce ai devenit. O femeie frumoasă, responsabilă, muncitoare, iubitoare, mereu elegantă. Precum sunt florile gingășe, soarele luminos, apele limpezi și zvoarele cristaline, așa să fii tu, mămică dragă, bună, înțeleaptă și frumoasă. Cu drag, fiul Vadim. Țineți felicitare. Așa. Și dacă aveți un mesaj pentru el, doriți ceva să-i transmiteți, să-i spuneți? Mulțumesc frumos și eu îl iubesc foarte mult și mă bucur pentru surpriza pe care mi-a făcut-o, știu că e îndepărtată și de mult nu l-am văzut și mulțumesc din toată inima. Noi mai avem și un mic cadou pentru doamna Elena. Doamna Elena, buchețelul este pentru dumneavoastră. Și cred că deja vă dați seama din partea cui. Da. Am și un mesaj pentru dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Draga mea, chiar dacă viața nu e așa cum o dorești, chiar dacă cei pe care îi iubește mai supără, iartă și uit, zâmbește și bucur-te alături de cei dragi. Să-ți fie viața un buchet de flori, fiecare zi proaspătă și plină de pasiune, ca un fir de trandafir, fiecare oră colorată ca o petală, fiecare clipă înmerismată de bucurie și împliniri. Să-mi seninez fiecare dimineață cu zâmbetul tău și tot cu el să-mi încununi fiecare seară, întotdeauna să fii veselă și fericită, căci ne avem unul pe celălalt și mai mult de atât nici nu există. Cu drag, soțul! Mulțumesc! Și dacă aveți dumneavoastră un mesaj pentru el? Da, și noi îl iubim foarte mult și îl așteptăm cât mai repede acasă.